Da. Dacă mai lăsa și pe mine să mai respir dreptul da. Și eu. O treabă nu poți să o termini și tu într-o singură zi. Îți trebuie două zile ca să tunzi niște iarbă în grădina da, asta. Da, poți să se văd copchilul ăla să facă și el ceva, dar a dus să semneze copchilul. Tu ai zis că ai încredere în copchilul, că termină copchilul și... Făcut am încredere în copchilul, că uite că tac, fac, cosit o grămadă aici, nu-i vorba de asta, dar... Da, trebuia să ducă, că i-am dat un loc de muncă și de... Hai, lasă, lasă, pe aici așa nu-mi tunde toată iarba asta, că am pus și eu florile alea frumos. Nu ți-o tun, drag, nu ți-o tun. Și ți-o las așa, pe partea asta? Da, da, lasă-mi florile, că de-aia le-am pus. A. Dacă am mai rămas niște smocuri pe aici. Hai, bună ziua! Oh. Iată-l pe John, salutare, John. Salut, John! Ce faceți, oameni buni? Uite, aveam nevoie de o scăpare și chiar mă și gândeam la tine. Da, prietenul tău, John. Nu-mi place fața lui Veronica, sincer, mă sperie. Da, o să fac greș. Așa e ea, să vezi dimineața când se trezește. Am impresia că deja are frânghia, bici și toate alea ca să aibă grijă să mă pedepsească, dar nu știu de ce. Că dar tu apare acasă. Așa... Din senin, da. Îmi pariu că ai venit să-l iei pe patraulea, că nu știu unde trebuie să mergi sau ce trebuie să faci. Da, trebuie să mergem până în Îmbălțești. Da. Da, puteam să jur să bag mâna în foc, adică nici nu mă așteptam. Când apar tu, patraulea trebuie să dispară. Ești ca o magie, ca bagheta aia magică. E baghetă magică, ce pot să zic acum? Eu peste pe curne de aici. Îl iei. Când îl aduci înapoi, ce aia... Ce trebuie să facem în Bălțești? Tot azi. Am vorbit cu Ferruccio, trebuie să mergem până la el. Știi că am pus stația aia de motorină și știi că n-am chiar să plătesc eu motorină și toate astea. Și a zis că are el contract cu Peco ăla de acolo și cu cine le face livrările de motorină. Și să ducă să vorbească, că doar nu se umplu stația pentru tiruri. Am înțeles. Păi și de camion luăm de aici, sau? Da, iar pe ăla. Iar pe ăla de lichide, nu știu care. Știu că îți lăsați un camion aici. Să luăm pe ăla, nu știu ce să zic eu la final, dar în fine. Nu mă pasionează. Păi, nu, când trebuie să plecăm? Acum, sau? Acum, dacă se poate. Dar cum să nu se poate? De acum, dar se dracu, poate. Dracu, că sar direct gardul acolo la copțul ăsta, mă. Veronico, după ce termini aceea de costrici, tu iarba asta o faci cum trebuie, așa? Nu, n-ai să vezi kilos pe asta, pardon. N-ai să vezi, pentru că eu trebuie să mă duc la brutărie, așa că mâine, când o să-ți faci tu timp, o să strângi și această iarbă. Nu rămâne și mâine acum, n-avem nicio treabă. Hai, te-am pupat. Nu știu, vorbim cu Ferici. Da. Hai, pa! Pa! Nu mă suna, că am treabă. Te pup! Da. Da, ce vă mai iubiți, ce iubire când îmi bădeai pe capul vostru. Ferește, deci dacă nu m-a albit, bă, m-a albit, bă, dacă... Ăla-i plecat iar pe la tanti Vetuța, până la măsa lui ăsta, lui copchilul. Aaaa. Nu pot să mai scap și o să mai alea. Zici că vii și tu, dar... Vii cu mașina ta? Da, vin cu mașina mea. Înțeles. Bun, e... Mă duc să iau camionul și hai să dăm drumul până acolo. Păi de unde e? Ca să știu... E sus? De la Mitu. A. De la Mitu, că a avut niște întâmplări puțin neortodoxe și a trebuit să-l facă la loc. Am înțeles. Nu vreau să aflu, las așa. Ia du-mă și pe mine până acolo ca să nu mai iau papucul să mă duc până acolo. Ha? Ha, că eu zic că e mai bine așa. Da, păi... Dacă era Mitu, plecăm de acolo, direct. Ați văzut, dar nevastă ta nu vrea să se mute și înapoi aici? Nu, o tentează. Păi? Acum nu știu ce să zic. Deocamdată s-au obișnuit copiii acolo la școală, la astea. Poate când ori crește mai mare să venim aici. A zis că vreau să vină în vacanță pe aici, în vacanța de vară. Viitoare, nu acum. Nu, înțeles. Dar, ce pot să zic?
Mi-e bine și așa singură. Dar știu că prietenul al tău de acolo de unde te duci tu, din Marea Britanie, știu că are și el fermă. Cum e diferență de la ei, gândirea lor de acolo față de aici? Da. Da? Da, sunt foarte leneși. Adică dacă nu au totul automatizat, nu se bagă. Am înțeles. Bun, crede-mă că au niște utilaje de mare lume. Ce arată mai... bine, ce-a pățit? Că nu se vede nimic. N-a pățit nimic. Trebuie să-i mulțumim lumii tu. Ia uite-te la poza asta din telefonul meu. Tu faci mișto de mine? Pare punk. Ai de... Dacă vedea Feruce poza asta, cred că ne ligeam pe bătoți. Unde alta de aici? Și de ediție nouă, dracu' Ivecul ăsta și... Da, da. Ne-a scos mitul la faza asta. Să-mi aduce aminte să-i măresc salariu. Știi ceva? Mai lasă-l așa. Mai lasă-l așa că... Cam măresc salariul de nu iau eu bani într-un an de zile, că-s banii aia el într-un an de zile. Plus asta că mai au și eu la treabă, mai alea, mai încolo. Și își face la o grămadă de șpagă și de toate alea. Veronica îi dă pacia de la brutărie, totul cam gratis, că nu, e mitul, că avem nevoie de el, că alea, că de-alea. Nu știu care e combinația. Descurcăreț, băiatul, văd. Da, e descurcăreț. Până lui prinde odată cu cine știe ce. Apropo, vezi că ți-a ieșit actele, ți-am spus. Actele la ce? La brutărie. Da? Da. Nu știi că am vorbit noi acum ceva timp? Știu că am vorbit, dar nu. Dacă eu sunt ocupat cu ale mele și alea, nu mi-am dat așa importanță. Bun, hai să mergem, că deja vreau să mă întorc până de seară. O să fiu un drum lung până în Bărțești. Bine că l-a făcut camionul. Că dacă nu-l făcea, era de la în jucât casă. Da, mă, sper să ajung și eu până de seara acasă, să nu stau să mă cert iar cu Veronica, că e de la în jucât casa. Așa că o să vă mai țin atâta drum până la Bălțești, o să revenim în partea cealaltă, așa că revenim imediatamente. Da, oameni buni. Intram și în Bălțești, am revenit că nu mai era cale de dus, de întors, de alea, de alea. Le-a oprit o aglomerație pe niște serpentine pe aici până la intrare, deci da. Mă rog, m-am oprit cu John. Dar mi-am luat un energizant ceva, că nu mai puteam. Sperăm să rezolvăm repede, să vedem câtă motorină vrea să ia pe Lucio și cât e dispus să ducem acolo. Și sper să nu mai aibă nicio treabă cu noi, că vreau să mă întorc în seara asta mai devreme. Tot mai muncesc pe aici, băiatul, nu mai termină nici casele astea, nu mai termină nimic. Și mă pot și unde parchez pe undeva mai în față, că... uite pe aici. Blochez toată strada, pă. Uite și tu parcarea la Feruciu. Hai. N-are nimic. Așa, vezi că e blocată axa. Salut! Salut!
Salut, Feruciu. Oh, John. Deci, ce faci? Cum ești? Ești bine, sănătos? Da, uite, am cumpărat niște vaci. Și acum cu Sile pe aici să le punem ceva de mâncare, că până ce le-am mutat în ferma mare. Că mai avem ceva lucrări de făcut acolo. Vezi că am venit pentru ce am vorbit cu tine. Pentru motorină. Ți-am zis că am pus o stație acolo pentru camioane. Dar trebuie motorină și n-am de unde să iau decât de pe aici. Și câte vaci zici că ai luat? Că dacă nu fac asta o gălăgie, mă duc să mă uit la ele puțin. Până vă faceți voi acolo ce aveți de făcut. Oh, salut, Vasileu! Ia luată, blea! Este aceeași rasă ca și ale mele. Bleau, lua șeful ăsta, bleau, lua făcuri de este. Dar uita să iei taur, bre. Deci cu alte cuvinte te face și văcar, nu? Că trebuie să le montez eu, cine le montează, blea? Să-i cumpere dracului. De asta urlă văcurile astea așa. Nu le montează nimeni, ce e puzzle. Hai să vedem dacă a rezolvat că mă grăbesc astăzi, am o grămadă de treabă de făcut. Deci? Da, patraulea. E, am vorbit, da. Mergem la Peco. Da. Eu am contract acolo și vă dau cum de acolo, umplem amândouă cisterni, vă dau motorină, să spuneți. Ah, bine Sile, bine că ai fermat cu acest tractore, că mi-e fac mal de testa oggi. Da, mergem și luăm gazoliu cu două cisterni, dar aveți de asta, cum îi zice, aveți ceva la pompa aia să putem 3 litri acolo ce pune fiecare camion? Avem. Așa, important, la fiecare camion trebuie să scrii litri ca să putem descărca la sfârșitul, să descărcăm taxele la sfârșitul de lună. Facem un felul următor. Facem un registru, sau cum se cheamă, un registru pentru fiecare mașină, scrii kilometri și litri de fiecare dată când ne alimentează. Am putea mai simplu să vorbești. Am putea mai bine să vorbești la Peco, că uite, mi-a făcut Veronica card alimentare la orice stație Peco și fiecare are cardul lui și știe cât a alimentat pe camionul respectiv, ca să nu stau toată ziua bună ziua după fiecare camion, cât a alimentat ăla, mă sună dacă e plecat în cursă, care l-a închiriat sau care are. E, da, asta pot să fac carduri, dar ne trebuie și acolo să avem, că eu luând în cantitate mare, iau mai ieftină. Să avem în cisternă aia. Că acolo o umplem pe aia cât e de umplut și de acolo cât punem în camioane, alei, le trecem acolo. Da, da, da. Asta e cea mai bună idee. Le fac și carduri, deja am făcut cerere, am făcut domandă pentru carduri. Faci pe consum? Cam consum mediu? Îmi trebuie pentru fiecare camion, că trebuie să descărcăm arcizile la sfârșitul de lună. Uh-huh. Și trebuie să am situația la fiecare camion, că dacă nu, aia nu-mi dă înapoi arcizile. Bun, înțeles. Fine, dacă totul e ok, hai să mergem să... Așa, stai un pic, în altă ordine de idei, mi-a mai venit mie o idee. Uh-huh. Știi că eu sunt pasionat de cai, merg la cursuri de călărie, și unde am fost cu Sile, așa, are ăla niște cai frumoși. Vreau să cumpăr niște cai. Păi cine o să aibă grijă de Feruciu? Găsesc eu un ragazzo. Poate mi-aduci tu unul de acolo, de la tine. Nu luăm mulți, luăm 5-6 cai deocamdată. Și o să căutăm, am văzut care din aia de rasă, știi? În fine, eu nu sunt împotriva cailor să nu luăm cai, să nu alea. Îmi plac și mie cai, îmi plac aia, dar... Eu zic că te lungești prea mult și ai nevoie de oameni, adică nu. Având în vedere că ești viceprimar, poți să mai găsești pe cineva pe aici, dar caii, dacă sunt de rasă, trebuie să caligați, trebuie să băgați la antrenamente, trebuie loc special amenajat pentru ei, trebuie să aibă mult mai mult, mai pretențioși decât vacile. Da, dar eu am în plan să fac un graj tot cum trebuie și la călărici. Când veniți pe aici duminica, mergem toți la
la călărit caii, la mergem la pădure, numai bine vedem și terenurile, plimbăm și caii. Și pe Veronica, poate călărește și ea un armosar. Ea nu mă călărește pe mine, dar pe să mai călărească cine știe. Nu pe Veronica, duci ragața, cum se cheamă. Pe Mirela, nu mai că... Pe Mirela, așa? Nu, că porbuții obosește, zic eu. Mirela rămâne îndrăgostită de caii pe aici. Hai să mergem, că deja să... E târziu. Hai să mergem la Peco. Sile, ai grijă, Sile, da? Mi-au grijă aici, blea. Hai, Sile, hai și tu cu mine la Peco, că venim după aia amândoi, că avem treaba acolo. Lasă așa nebunul cai, mă, mică. Aia era toată treaba lui aici. În comuna asta cai. Să mă duc și pe Peco așa ușurel. Că e deranj. Bobiță... Ce pus să-i scadă clientela la Bobiță, nu mai e Mirela pe aici? Gat, s-a dus. Și acum prăjită cum e ea, mai atrăgea câte un client, mai venea, mai zicea câte una alta, mai făcea un sport, mai... Când am luat-o pe Mirela, i-a prăjit pe mine, partea altă. Pe Dorel, pe Mitu, pe Mamadre. Teroare pe cuia. Că trebuia să-i spun, să o sun că vin în Bălțești, o luam cu mine în camion. O aduceam pe aici, pe la Bobiță, dacă era doar dorit. Așa. E, hai că mă duc să fac autorizație. Autorizația. Da, al meu n-a mai venit, mă. Ah, de tine mă uitam. Johnule. Da. Hai că yes. Am făcut una nefăcută. Vezi că m-am uitat portofelul acasă, uite știu, înăuntru și așa, unde legezam ceva și... Păi știu 500 de data asta, că sper să nu mă oprească ceva pe drum, că nici permisul, nimic n-am luat la mine. Am mai luat din grădină. Din grădină mai luat. Zile! Ia fiind, dar mă duc să-ți iau. Da, șeful. Bagă-n cisterne, umple amândouă cisterne, pune furtunile alea groase. Hai că vorbim, vorbim. Pe urmă pui și la Mercedes și pune și la Alugion. Fă la toate pline, că facem o factură unică. Înțeles, șef, înțeles. Bine, Sile. Bagă-ți-le acolo, bagă tatu. Bagă și... Trimite-mi și mie vreo 20.000 de tone pentru papucul meu. Da. Ei, patraule, mă, checați-o, cu tutul cu ăsta gazoliu, de acum pui și tu la mașinile tale, pui de acolo. Scădeam pe un camion care consumă mai puțin. Nu, no. Uite aici, John. Da. Mersi. Auzi, Johnule, Johnuțule. Mersi. Patraule, haide să bem. Te duci eu, ia de aici. Ia zi. Așa, dacă mi-era setit. Camionul ăsta n-a fost dat anul legiu? Unde ești, mă? Îl cheamă, în chirie? Ba da. Ah, păi dar văd că l-au adus bine înapoi, l-au ținut bine ragazul care l-ai dat. Da, a avut ceva de întâmpinat așa cu el. E un pic cam temperamental, pare, panul ăsta care l-am închiriat. Văd că și cauciucurile, numai să-i spui lui John un pic să fie atent la cauciucuri, să le inverseze la timp. Că dacă nu se uzează rău astea davanti. Da, trebuie să vorbesc cu Mitu să-i spun ce are de făcut. Ideea stă în felul următor. Ia spune. Trebuie să mai facem câte ceva pe la contractele, să mai băgăm niște clauze pe acolo, că nu prea e bine așa. E în afară de depozitul ăla pe care noi îl oprim în caz că de 500 de euro. În caz că se întâmplă ceva, dar dacă, nu știu, de exemplu, ți-o zgârie, sparge lateralele, plasticuri sau toate alea, sau îndoaie ceva, costă mult mai mult de 500 și el, practic... Ei, da, patraulea, dar, na, asta e dezavantajul anul legiu. M-am gândit eu la treaba asta, știi ce o să fac? O să-l fac casco,
Și noi încercăm să tragem cât mai mult de garanții. Și mi-acopere o parte cu garanția, dacă sunt daune, și o parte, na, băgăm cască. Trebuie să fac toate. Mai e mult, băi! Mai este, mai este, mai durează! Da. Ce să mai e? Cine e aici? Domnul, șeful de stație? Salut! Salut, salut! Ce faceți, domn? Bine, sănătos, voinic? Da, stau la aici, la... stau țără la soare, că... Bă, nu, oprește țile, oprește, că asta e plină! Oprește țile, că ataulea. E plin! Eu. Gata, e plin! Ăsta e plin! Bun! Dar ce să mai urmă peste alt? Ce să mai urmă peste alt, dacă noi trebuie să ne mișcăm? Dăm okay, și mie actele. Câte tone mai... Sunt 30 de tone. 30.000 de litri. Cred că ne ajunge un an întreg la cum se mișcă treaba la noi. Nu știu dacă ai observat, dar nu prea se închiriază acea... No, no, no. Ei, lasă că am găsit eu de lucru. N-am avut timp să discutăm, dar am mai găsit eu ceva de lucru. Nu o să stăm numai în baza la Nolegiu. Am mai găsit să muncim și noi cu ele. Foarte bine, mi se pare și corect. Da, păi de asta am trimis atâta motor. Am zis să luăm atâta motorină, că o să fie nevoie. Atunci ne ținem la curent. Ai numărul meu, ne sunăm. Da, da, da. Bun, eu te-am lăsat că am niște treabă. Cu garajul, ziceți că e tot apostul acolo, nu? Dacă da, vrei să, să vii să faci o vizită, poți să vii să faci o vizită. O să vin, o să vin. Că trebuie să-mi aduc și lui John niște acte și cu servisul. Chiar o să vin. Săptămâna viitoare trec la voi. Bun, bun atunci. Ce să zic? Hai, o zi bună și numai salutat bine. Și drum bun. Ai da. Actele toate în regulă. Da, da, da. Bun, Sile, ai grijă, vă, nu mai bea, vă, că o să mori așa, vă. Sănătate, vă, patru la ule, hai, Sile, vă, Sile, hai să mergem la Văcuțe acolo, că avem treabă. Ce-i mai place vorba și fluperuciul ăsta? Te prinde, băi, frate, cu caii lui, eu și ce avem lui în capul ăsta. Am găsit eu altă alternativă, ce să mai facem cu camioanele, să muncim și noi pe ele. Aia mai trebuie, să mai plec de dimineață pe camion până seara, cum m-a luat ăsta John acum. Și mie nu mi-e semi la afacerea asta. I-am dat șofer, el știe de ce nu l-a luat, să-l aducă seara, stăm și eu frumos, beam și eu o bere pe locul din dreapta, făceam și eu ceva util. Na, ce să faci. Da, mă, oameni buni, ce să zic? O să avem drum lung iar până în Aricești, așa că vă pup, toate cele bune și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!